și noi, de exemplu, cu uzeliza de etapă n-a fost anunțat, deși noi avem la ora actuală un, un sistem de, de distribuție destul de bun și acum am, am finalizat implementarea unui proiect de adopțiune a sistemului de apă din Comuna Stăruceni, care odată cu implementarea lui am crezut că vom rezolva problema apei la Stăruceni, atât timp cât furnizorul de apă întâmplă diferite probleme pe rețelele de adopțiune până la distribuția noastră. La fel și noi, aștept, așteptăm întrebările care se...